Oamenii legii din Rezina investighează cazul unui agent economic din oraș care ar fi admis multiple încălcări de ordin economico-financiar. Inspectoratul de Poliție Rezina a publicat marți imaginile filmate de oamenii legii în timpul verificărilor în autoturismul unui dintre administratorii firmei, în timpul perchezițiilor la sediile întreprinderii și în timpul distrugerii produselor alterate și mărfurilor cu termenul de valabilitate expirat. Solicitat de Elita TV, șeful Inspectoratului de Poliție din Rezina, Igor Botea, a declarat că oamenii legii au fost sesizați de cetățeni despre calitatea dubioasă a produselor comercializate. Cazul dat a fost monitorizat din iunie 2016, în urma mai multor sesizări din partea locuitorilor raionului Rezina, precum că un agent economic desfășoară activitatea cu mai multiple încălcări de ordine economico-financiar, precum și livrează produse alimentare, mâncări preparate de o calitate dubioasă. La rândul lui, fondatorul întreprinderii vizate, Victor Lupașcu, care este și consilier raional, susține că ar fi vorba de răfuială. Sergiu moderează pagina Rezina Alert. Toată lumea cunoaște. Și nu se mai expune el și ne știe și acolo că văd că toată vremea sustărui să o facă mai inteligent, mai corect, mai delicat, așa ca să nu atingă persoanele la direct. Dar acolo apar alte mesaje, cum este al lui Bagrin, care este iarăși incomod pentru cineva, cum este al lui Victor Cibotari, care iarăși este incomod pentru cineva, că îi se expun la direct și, mă rog, nu știu, au și dovezi și aia. Și... Dar după cum mi s-a mai transmis că Rezina Alerte cuiva e în curcă și ar fi bine ca să nu existe Rezina Alerte și... Eu presupun că asta e tot un motiv ca să fie depus presiunile astea și hărțuiala asta și răfuiala asta și că, într-adevăr, până la urmă, cu mult mai ușor mi-ar fi ca să închid. Imaginile publicate de poliție au provocat discuții aprinse pe internet. Unii utilizatori susțin agentul economic și se indignează de acțiunile poliției, în timp ce alții salută acțiunile echipei de investigație și insistă ca legea să fie egală pentru toți. Între timp, cert este că poliția și fiscul au depistat o serie de încălcări care sunt încă în cercetare, iar agentul economic a solicitat dreptul la replică și pentru angajații săi. Ceea ce s-a constatat în urma perchezițiilor, au fost depistate multe produse alterate cu termen de valabilitate expirat. Mult mai mult erau păstrate în condiții necorespunzătoare, dar unitatea de transport, ceea ce era destinată pentru livrarea mărfurilor, nu era dotată cu echipament special, deci mâncarea, produsele livrate nu aveau certificatele de calitate. Ce a fost demonstrat ieri prin percheziții. În urma perchezițiilor au fost antrenați siguranța alimentelor, precum și instituțional fiscal de stat teritorial. Au fost depistate încălcări de ordine economico-financiar, cum am spus, și ca urmare agentul economic riscă amenzi contravenționale și amenzi fiscale. Dar nu excludem faptul că să fie tras la răspundere și penal. Am discutat de acum și cu angajații din contabilitate, de la bucătărie, ei spun că lucrurile erau puțin altfel și aici ține de exemplu de produsele alterabile. Acolo este așa... niște poze unde niște apă Coca-Cola, ceva vars în sistem de canalizare. Este nu a fost scosă din magazin. Este erau într-o cameră undeva aparte, într-adevăr, erau cu termen expirat și ce se practică la toată lumea. Mai există produse cu termen expirat care se dau într-o parte, mă rog, mai stau pe undeva și ele scoase proaspăt acum. Ceea ce era acolo ceva cu niște sucuri,
termen mai vechi. Da, erau și niște sucuri mai vechi care iarăși nu erau la realizare, dar erau undeva stăteau într-o parte. Altceva să vă spun despre aceleași poze cu o remorcă plină cu gunoi. Astăzi, venind la serviciu, cineva mă întreabă, ce ați avut acolo, o remorcă întreagă de produs alterabile? Iarăși, înțeleg eu modul de a filma și cum s-a filmat cazul ăsta, ca lumea să înțeleagă că o remorcă întreagă de produse alterabile a fost scosă din realizare dineva. Ceea ce, iarăși, bucătarii poate să confirme că produse alterabile noi nu avem. Și ele nici nu pot să existe pentru că ce realizări avem noi aici timp de 2-3 ore în timpul mesei și produsele marfa, materia primă se ia din magazin 2-3 zile mai mult nu există. Altceva că sunt niște abateri că recunosc că fetele au datoria ca când scot marfa din cutii, trebuie să fie ambalată și scris data când a fost ambalată și pusă la congelare. Și ei și pe unele pachete nu era, mă rog. Dar faptul că au fost alterabile, cine o luat la probă, cine o constatat că într-adevăr erau alterabile. Asta și ține de cazul cu maximal profit. Cu Max Victor, unde este administrator Sergiu Lupașcu, despre care aparat de casă este vorba, că caserolele care erau în mașină, așa înțeleg eu, el le-a luat pentru soție, pentru fiică, mă rog, acolo câteva caserole. Ceea ce că au fost transportate cândva sau cum acolo, el, procedura care e? Că cecul din magazin îl e și când transportează, îi semnează clientului cecul. Și nu mai face mari vânzări și nu mai face cine știe și că eu de multe am spus că Sergiu nu are rost să închidem. Produsele care au fost ieri ridicate de către poliție au fost pentru necesitate personală, adică am luat mâncare pentru să mâncăm acasă copiii cu familia. M-au stopat, m-au percheziționat. Erau câteva mașini a inspecției de poliție, poliția economică, reprezentanții ANSA. M-au întrebat care este scopul acestei mâncări, adică acestor produse. Zic, le-am povestit că este pentru consum propriu. În automobilul meu personal, alte chestii nu au fost depistate. În timp ce oamenii legii cercetează cazul, angajații întreprinderii au solicitat dreptul la replică în situația creată. Noi ne-am speriat toată ziua, chiar nu așa, că ne-am dormit toată noapte, toți cu oftometrile, zic, noi nu suntem așa pristupnici. A fost problema că nu erau marcate pachetele, la noi era tot pus în pachet și era scris carne, nu era pește, nu era scris data de când e pus. Trebuie că noi când prânim pe cutii, cum ne-au lămurit, este o certifofaie de a lor care se termen de păstrare, de la și până la. Tot și au spus că trebuie de lichidat, tot și s-au găsit, tot și nu era spus termenul de păstrare, tot trebuie lichidat. Și tot s-au lichidat, dacă așa au fost dorința lor de lichidat tot producția bună, proaspătă, tot s-au lichidat. Gunoiul care e acolo afară, în prițăp și la remorca și care se spune de gunoi, acolo nu era de la noi scoasă. Acolo e gunoiul grămadit de teritoriu. La noi nu au pus scoată gunoi, la noi s-au luat mai din pachet, nu tot era pus în pachetel, scris, carne, pește, înghețat, congelat. Toate acestea nu s-au fost pus sub automat, le ducem să le aruncăm. Dar ele tot sunt proaspete, că ele sunt document primit. Din magazin noi nu am scos nimic, apă, sucuri expirate, nu au fost găsit nimic. Ele au fost scoase înainte de a expira. Pusă în depozit, acolo, nu pe vitrină, nu a stat pe vitrină. În magazin, casă, o controlat tot normal. Nu? Solicitați de Elita TV, responsabilii Autorității pentru Siguranța Alimentelor ne-au prezentat actele de control și cele de nimicire care indică depistarea produselor cu termen expirat, lipsa unor condiții de păstrare a lor și faptul nimicirii mai multor produse ridicate la întreprinderile familiei Lupașcu. Au fost depistate
alte produse alimentare neconforme, printre care carne de porcină, farș, este morcov, varză, nu am găsit depistată fără documente. Aici putem să vă spunem. În kilograme nu pot vă spun că sunt tare multe acolo. Apă minerală, apă dulce, tot cu termen expirat. Pe pește congelat, tot nu era, era reambalat, cu termenul nu era nici eticheta când e fabricat, cât e termen, nu s-au prezentat certificate. Ouă de casă, de găină, depistate trei bucăți, iar că le țin minte că erau numai trei, nu erau de astea marcate care cu termen care valabil bun. Întreprinderile vizate comercializează produse alimentare și prestează servicii de alimentație populației. Oamenii legii investighează cazul.